Salutare tuturor, bine v-am găsit aici la un nou episod cu Stuttgart și desigur continuăm perioada asta minunată de transferuri de iarnă. A venit o ofertă de nicăieri așa pentru Maffeo de la Napoli, deci o echipă foarte bună îl dorește pe Maffeo. Ar fi urât din partea mea să nu dau o șansă echipei Napoli să-l cumpere pe Maffeo și desigur Maffeo să se ducă mai departe la o echipă bună. Chiar dacă este un jucător care chiar mi-a plăcut, chiar nu mă gândeam așa, nici nu eram planuri să-l vând. Dar să zic așa, sunt dispus la o sumă retoric bombă să lăs să plece, dar mai mult ca sigur Napoli îl vede ca și o rezervă și nu cred că vor fi pregătiți să dea suma care se merită pe el. Dar totuși au crescut la 17.900.000, ceea ce e ceva forță. 19 milioane, 19 milioane, ah, nu, ok, a refuzat. Nu, lasă, am văzut acolo că și jocul zicea că merită 20 de milioane, eu nici măcar nu sunt pregătit, stai. Wow, Gonzales este foarte, foarte unhappy și nu știu exact, dar cred că s-ar putea ca el să-și fi dat un de la request transfer list, stai să vom vedea imediat. Gonzales, da, submitted, ai, Gonzales vrea să plece de la club din cauza că nu prea mai jucat. Să zic că îl cam înțeleg, n-aș vrea să-l vând, dar, na, cum zic, dacă vine ofertă corectă pe el, 30 de milioane, iau vostru, cum să zic. E tânăr, are și stats-uri faine și joacă bine. 30 de milioane merită, chiar dacă jocul poate că zice că el vă rază mai puțin, nu, 30 de milioane vreau pe omul ăsta. 20 de milioane și nu știu ce, franțuri, nu mă, 30, nu mă enervați. 30 de bețe. 24.600. Hai să nu zic că United-ul, că nu, eu nu negociez. 29. Atunci mergeți acasă, dică aia. Nu, Gonzales, să zic, dacă el vrea să plece, va pleca, că oricum îl înțeleg și nici eu nu știu, că mai mult ca sigur sezonul viitor voi mai face un pas în față cu jucătorii, deci mai mult ca sigur voi mai aduce ceva și mai bun și după care și mai bun, știți ce vreau să zic? Deci mai mult ca sigur nu o să aibă spațiu, mai ales dacă rămân cu Donis și mai mult ca sigur vă rămâne cu Donis, că e un jucător excelent, extraordinar de talentat. Deci, 30 de milioane, direct din start, bun. Alea, măcar nu ne mai pierdem timpul, știi cum zic Monaco, foarte bine. Ziceți că n-aveți bani, că sunteți săraci, sunteți în Potato League, în Farmers League și n-aveți bani, așa e. Vin cei de la Leicester de data aceasta, îmi place cum vin toate echipele, știi că știu că jucătorul ăsta e bun și tânăr și poate mai evoluează, dar toți îmi dau suma aia fixă, știi? De parcă l-aș lăsa ieftin. Haideți, bă, fraților, haideți, bă. 30 de milioane. Hai să zic că l-aș putea lăsa poate cu un 28 sau așa, dar mă păstrez la final. 29, 24, 400. 28, 500. Nope. Aoleu, cred că vor fi multe oferte care vor fi fail, mai mult ca sigur. Bun, așa e considerat. Hei, băieții de la Bielefeld! Oi, de câte ori m-au bătut ăștia? De data asta numai dublă Rebic și dublă King, bravo! Și Evander a dat gol numai că a fost penalti, cică. Da, ia uite cât bulan pe ei. Bun, 32 de milioane... 32 de milioane avem noi bănuți. Depinde desigur de Gonzales, dacă se duce, dacă nu se duce. Hai să vedem de un jucător pe KM, așa, transfer hub. Ia uite așa. Pac, deci trebuie un jucător șmecher, dar bun. Și totuși cât de cât ieftin, ceea ce e cam inexistent în FIFA să găsești ceva bun și ieftin, dar totuși oare găsim? Paredes mi-ar place foarte mult, să zic așa, dar nu cred că îl vor lăsa la prețul care l-aș dori eu, deci clar pică. Răzvan Marin. Foarte echilibrat Răzvan Marin. Wow, ce stats-uri faine are, mă.
ia așa un pic pe finishing, un pic pe dribbling, un pic pe crossing, un pic pe acolo, un pic pe dincolo, Răzvan Marin. Bă, să știi că dacă pică anumite idei, nu-i rău. Deci, sau ar fi Meyer, care merem pe Nems, dar nu, mai degrabă Marin decât ăla, culmea. Elton Scump, am și Chep Bătrân, pe Pauline nu. Bă, mai luăm un român la echipă, Răzvan Marin, hai să vedem. Răzvan Marin, posibil transfer, știi cum zic? E interesant. Bun, players swap. Nu, cred că am eu ceva ce vreau să scap și nu pot să scap de el. Da, tățăs ok. Tățăs foarte, foarte ok. Da, ok. Transfer fee. Începem atunci cu 15 milioane. Începem cu 15 bulioane. 22. Bun. Parcă și văd deja presa în România. Ofertă, interes pentru Răzvan Marin de la Stuttgart, în prima liga Germaniei. Oh, we have a deal. Ne-am înțeles la 18 milioane pentru Răzvan Marin. Zic eu că... luați apă că vor să-l vândă. Eu zic că o să scoți jucător șmecher din el. Deci, Răzvan Marin, hai, negotiate. Hai să vedem așa. Uite, mai luăm un, luăm un român frumos, l-a fost Radu, doar că știți bine că Radu s-a dus, am făcut acel schimb și am zis că măcar unul român să avem tot timpul în echipă și cred că asta este și momentul, numai că uite că am fost, am făcut o prostie și am dat crucea în loc de import, da, tatacole, oricum o să fie, cred eu, că printre titulari. Ne vedem 4 ani, așa, bă, disregard, release clause, deny, release clause, nu, nu, noi nu, noi nu lucrăm cu prostii de astea. Dă-l încolo de bonus, dă-l în Franța, așa, și hai să zic, așa. 24, dar rotund, îți dau. Îți dau că ești român, cu de ce nu? Da. Bine, bine, am înțeles. Hai, ai noroc că ești român de-a nostru, știi cum zic, și mai închid un ochi să zic, hai că îți dau cât vrei. Bun, foarte bine, Răzvan Marin, dragi prieteni, a venit la Stuttgart, un mijlocaș care sper eu să mai evolueze decât, desigur, este cotat în momentul de față. Oricum, Bataga, 29 de ani, clar, se va duce în jos de-am încolo. Ia uite-l aici, Răzvan Marin, știi cum zic, poate vă gândiți că cum de nu cumpăr un alt atacant dacă pleacă Gonzales. Păi, unul la mână, mă gândesc că poate o să-l mai joc un pic pe Gonzales, da, de să-și schimbă părerea, da, nu, dă-l încolo să-l vindem, sunt de acord să-l vând. Ideea că l-avem pe Marin, joacă pe ambele părți ca winger, ciupă moting ST, până desigur vom face pasul și vom schimba ST-ul. Și da, ia să vedem, Răzvan Marin, Bataglia, e mai rapid, e mai... deci dacă ne uităm la stats așa cum ne-am uitat la altă mei timp, pace-ul e mai bun, shooting-ul, doamne ferce diferență, pase, dribbling, tot beton, uite aici, finishing, dribbling, long passing, short passing, long shots, penalties, short passing, shot power, Răzvanel e fire. Bun, ăsta da transfer. Chiar îs fericit că l-am luat pe Răzvan Marin aici la noi la echipă. Chiar e foarte mișto și ieftin. De ce nu o să zicem? E ieftin. 18 milioane. Bun. Stai să vedem. Ce, s-o oferte sau... A, de alea de interest. Ok. Gonzales, încă ești pe transfer list. Vedem ce va fi, dacă vine o echipă care chiar să ofere un preț corect pe el, îl vând. Dacă nu mă mai gândesc, poate am să-l mai joc anumite meciuri, știi, cu Simulate și dacă el vrea să rămână la noi, foarte bine, dacă nu, nu. Dar stai așa, 24 de milioane zice Chelsea. Hai mă că Chelsea are bani, ar fi culmea ca să nu... să nu să fie tocmai Abramovich zgârcit și să nu, să nu-i dea lui Mister bani de transferuri, știi cum zic? Hai că e Chelsea, vom începe, ia uite așa. 29.900.
18 milioane, practic scam zgârciți băieții. Hai că vi-l dau mai ieftin decât l-am oferit la alții, 27,5. Bă, Lampard, tu știi că ai averea lui... Îmi place cumva că reacția caracterului din joc a fost reacția mea, știi, mă așteptam, stai să vezi, amu, vine Chelsea, să vezi tu ce-l vinde. Știi, și eu am rămas, bro, dar tu știi că ai bani și da, de ce? Aoleu, toți-s dubioși. Cum ar fi, știi, să nu-l vând la echipe mari, uite că a venit Leicester, a venit Chelsea, a fost, cred că și United, și să-l vând la echipă așa mai low. Benfica nu e neapărat low, dar știi cum zic. Hai să încercăm iarăși, 29 de milioane, începe cu 29, 19,31%, marș de aici, iar au venit zgârciți la mine la ușă. 21.300, măcar ați mai plusat, apreciez asta, dați-mi 26, da, 26. Hai bă, 26, mă! Nu l-am lăsat încă atât de ieftin și ăștia refuzat. E dubios ce se întâmplă cu Gonzalez. Știți ce, parcă mai degrabă l-aș ține eu pe teren, să joc vreo 10 meciuri să-i treacă supărarea și după aia să-l vând, știi? Că acum poate cum a pus el request to transfer list, știi, poate aia e ideea de ce nu-mi dă mai mult cluburile bani pe el. Dar de fapt nu cred că mi s-a mai întâmplat așa și cu alți jucători în perioada de transferuri care a fost în vară, dacă mai știți că primeam multă felul de oferte pe anumiti jucători și numai nu reușeam să obțin suma care o doream eu. Deci, da. Hai mă, Dortmund, serios. Hai că e echipa care îmi place mie, mai lăs un pic, 27. Da, bă, dracu, nu. Deci nu o să-l vând, așa nu m-am pierd timpul. Deci credeți-mă, nu mai ne pierdem timpul, că tot accept să intru în negocieri cu echipele astea și de fapt nu se întâmplă nimic. Doamne, a loan offer pentru Marin, marș mă de aici. Bun. Așa, hai să vedem ce transfer s-a mai întâmplat aici în perioada de iarnă. Cei de la Frankfurt l-au luat pe Costa și pe Amadou, 28 de milioane. Hertha a investit 23 de milioane în 3 jucători. Köln a băgat și l-au cumpărat pe Leinez. Leverkusen, 52 de milioane, 53 chiar. Pe Aspas și pe Christensen, CB-ul de la Chelsea și pe Aspas, știți cine e. Fine, două transferuri corecte. Cei de la Borussia Mönchengladbach l-au vândut pe LVD, că și-l aveam pe shortlist, și pe Ginter. Și-au luat pe doi de care n-am auzit până amu. Leipzig l-au dat, mă rog, l-au pierdut pe Leimer, că a venit, că a vrut să vină la mine free agent. L-au luat pe Lopez, oare este portarul ăla portughez de la OL, Lopez. Și Barella, italianul CM. Ok, interesant. Cei de la Schalke, Balde, nu știu cine ala, și Cook. Ok. Ia aici a venit LVD, la Hoffenheim. 23 de milioane au plătit cei de la Hoffenheim. Interesant. Noi am văzut doi jucători, Didavi și Van Mangituka, 32 de milioane și am cumpărat jucători în valoare de 39-40 de milioane. Dar desigur am luat și pe Leimer și Karius liber de contract. Bun. Mai departe, Wolfsburg e la fix, corect. Waldschmidt și Zobin și-au luat, vândut pe ăștia, deci 40-41, da. Ok, în rest, stai, Bayern. Unde Bayern? Buu, Benzema și Lemar. L-au vândut și l-au pierdut pe Toprak. Cred că expira contractul lui Toprak. Vezi că l-ar fi fost bun și la noi, mă, și n-am știut de el. Benzema și Lemar. Nu înțeleg Benzema, de ce, având în vedere că l-aveți și pe Haaland și pe toți ăștia. Lemar, hai să zic că e winger. Da, interesant. A, aici e Bayern. Ginter a venit la Bayern și Roussillon ăla, LB-ul ăla francez rapid, tot la Bayern a venit și Paul Pogba. Wow, Paul Pogba la Bayern. Asta da. Asta da, ăsta da transfer, să zic așa mai corect. Ăsta da transfer șoc. Paul Pogba la Bayern. Damn, son.
Transfer pentru Donis în viața lui nu se va duce, mai ales la gunoierii de United, care până acum m-au enervat cu oferte de alea jegoase. Chiar dacă îmi place United și să vă așteptați, încă în mod că United este o echipă care iarăși vă zic îmi place. Deci numai că m-au enervat că pui mei au o tonă de bani și nu vor să-mi plătească, știi, pe jucători. Come on, bro, știi ce zic? Hai să nu fim chiar așa zgârciți. Dar ai, plus că Donis e Donis, e cel mai bun jucător meu. Care nu zic nu, într-o bună zi poate să vă duce să facă loc unui alt jucător mai interesant, mai mare. Numai să sperăm că vom ajunge la acel nivel, să avem acel buget. Da, azi de mai aici avem un meci cu Freiburg, mai mult ca sigur îl vom câștiga. Da, Donis, vorbind de el, și King, cei care au dat golurile. Foarte bine, ia uite, am câștigat în cupă, am câștigat aici, tot așa pe simulate. Foarte bine, mai evoluează și Marin, mă bucură, numai că e cam gata de el ușor, ușor. 85, standing și sliding, tackle, defensive awareness, 88, interceptions, 83. However, fraților, e ceva ireal de epic, e ceva ireal. Și ce surpriză, mai vine ofertă pentru Gonzalez, de data asta de la Paris Saint-Germain. Apoi dacă nici Arabi, care... Ce s-a întâmplat cu jocul ăsta, mă? Deci stai, până am Gonzalez, îmi ziceau că valorează 24 de milioane maxim, da? Țineți minte, nu? Doar tot în acest video a fost. Dați un pic mai în spate. Și acum jocul zice că minimum este de 23 și maximum de 33.900. Deci eu cu ofertele mele care ziceam hai luați-l 26-27, eu îl sub-evaluam pe acest jucător. Acum chiar trebuie să țin de 30 de milioane. Chiar 33. În plus e Paris Saint-Germain, adică au venit arabice, doamne. Hai să vedem. 30 de milioane, 31, hai. Am reușit să-l dau. 31 de milioane pentru Gonzalez. Paris Saint-Germain. Bă, cu ăștia poți face afaceri. Simplu. Am vrut să-l dau cu 26 de milioane la Benfica. N-au vrut, prea mult cer, sunt nebun, sunt prost, dus cu plut. Acum să cer atâția bani pe jucătorul ăsta, a venit Dortmund. Nici, du-te mă de aici, bă, ce prost ești, nu mai vrut să ți-l cumpărăm noi cu 20 de milioane și 100% din viitor transfer. A venit United, a venit Chelsea, ce Chelsea, 18 milioane sub valoarea lui. Și apoi vine Paris Saint-Germain, eu zic, bă... Dați un, așa știu eu deja, trist, fără chef, după atâtea negocieri, fail. Bă, îmi dați un 31 de milioane pe el. Paris Saint-Germain, cea de genul. Da. Hai, batem palma. Știi, gen, nici să negociez, să nu știu ce, să nu știu cum. I-au rămas acolo în fotoliu. Trebuie să cer 33. Da, asta este. Oricum, să vedem dacă se duce, dar mai mult că sigur se va duce. Așa, suspension nou, vor toate cele și fain că măcar se va duce atunci în vară. Deci, practic, mai rămâne cu Gonzalez cu noi până în începerea perioadei de transferuri din vară. Dar... Has come to us to them, but no attempt to resolve the issue. Păi cum? Tocmai ce am acceptat să-l dau la Paris Saint-Germain. Am crezut că... Prima oară am crezut că ce o să întâmpla cu negocierile și am gândit, bă, cât o cerut ăsta salariu dacă nu a putut și să se înțeleagă cu nebunii de la Paris Saint-Germain. Adică, păi mei, iau o tonă de bani, e ireal, nu cred că n-au putut să-i ofere lui ăsta un salariu, știi, care să refuze. Dar nu a fost altceva acolo. Alta a fost problema. Bun, hai să văd, continui pe whoever, să-l pun pe tot felul de asta de training. Crossing și long pass, să știi că e important, mai ales dacă va juca ca și LB, știi, să vină, să dea așa un cross ceva, de ce nu, îl punem și acolo și ușor, ușor o să fie numai whoever aici pe faza asta de training. Bun, hai, ne auzim pe data viitoare, dragi prieteni, asta a fost perioada de iarnă, voi mai simula câteva meciuri în Europa League, până dăm de niște adversari cât de cât zic eu mai interesanți și o să urmeze, mă rog, că sigur, meciurile de Europa League și poate 2-3 meciuri de campionat dacă dau de un Dortmund, de un Bayern, știi, și
na, să zic așa, e lupta pentru acea poziție de Champions League. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați stat la acest episod. Nu uitați să veniți și mâine sau de ce nu mai târziu, că poate mai aplodez un video. Numai bine, pa, pa!